Luminița, suntem în mijlocul munților Apuseni, într-un loc care seamănă a grădină, a loc de camping și șantier. Explică-ne puțin despre ce proiect este vorba aici. Deci asta e, exact astea trei chestii. E vorba despre proiectul nostru de a implementa un sat ecologic în care vor fi spații pentru locuit, vor fi spații pentru mici ateliere de manufactură, de gen tâmplărie, fierărie, etc. Va fi un centru de sănătate pe bază de terapii holistice și zonă de camping. Deci exact, foarte bine ai văzut. Bun, facem un tur? Ok. Ghinol! Bun, un loc foarte interesant aici. Da. Compus din bârne de lemn și cauciucuri. Cauciucuri, mașini. Da. Despre ce e vorba? În formă rotundă. Deci asta va fi clădirea comunitară. Și asta vrea să însemne o clădire, prima clădire din satul ecologic, care va fi făcută din materiale de tip lemn, cauciucuri uzate și paie. Baluți de paie și argilă. Care e ideea? Care e motivul da, de a folosi deci aceste materiale? Sunt materiale ecologice care au un impact redus asupra mediului, iar anvelopele se folosesc ca și structura de rezistență pe undeva și de nivel al clădirii. La partea tehnică eu nu mă pricep mai puțin, dar vă zic așa cam ce am prins și eu de pe la Jean-Pierre și restul băieților. Deci, anvelopele se folosesc în primul rând în ideea de a fi recuperate și a li se da utilitate mult mai benefică decât a le arde, iar prin ardere se emană, se poluează atât aerul și cât se creează asfalt, care asfalt iarăși nu e ok, nu are un impact prea bun asupra mediului, dar așa, dacă se încastrează într-o construcție, pe lângă că sunt foarte rezistente pentru structura de rezistență, se umple cu pământ, cu argilă și se bătucesc, formează o structură de rezistență foarte solidă, li se dă și o utilitate mai low impact. Ce scop, la ce va folosi aceasta? Da, deci clădirea, în primul rând, va fi demonstrativă, ca și tot ceea ce facem aici, tot proiectul ăsta va fi acum va fi demonstrativ, pentru că nu mai este ceva concret încă, cel puțin nu după știința noastră. Și ea în sine, clădirea, va fi unde toți membrii care vor vrea să se afilieze vor avea posibilitatea să locuiască, vom face și activități, vom găzdui cursuri și așa mai departe, până când fiecare își va construi propria clădire. Deci va fi cum ar veni o casă socială, dacă vrei. Așa, înțeles. Cumva. Ce va fi aici în centru? Deci ea este sub formă rotundă, pentru că forma rotundă, conform unor principii, la fel Feng Shui și așa mai departe, este cea mai benefică formă, având în vedere latura energetică a noastră, a existenței. Și este foarte benefică din punct de vedere energetic și va avea pe margini, va avea camere, sus la fel spații de dormit. Deci vor fi camere, bucătărie, baie, o cămară acolo în spate, unde sunt stâlpii aia doi. Sus la fel va fi locuri pentru dormit și în mijloc va fi ca un fel de unde se va lua masa în comun. Înțeleg că va exista un fel de sobă. Va fi un șemineu rotund. Mă rog, deci noi suntem, în timp ce le construim, ne mai ajustăm proiectul, deci nu e nimic fix. Ideea e că va fi un fel de casă socială a satului, deocamdată. Și va rămâne probabil și ulterior cu
utilitate asemănătoare. Da, deci ăsta este șanțul de drenaj care acumulează apa de ploaie de pe acoperiș și o dirigează în bazinul acesta de acumulare, care va stoca apa de ploaie și va fi un sistem de epurare la fel. Sistemul se va folosi pe toată suprafața terenului, se va merge foarte mult pe stocarea apei de ploaie, pentru că aici, cantitativ, în procent per an, plouă foarte mult. Deci sunt zone în lume în care comunități întregi trăiesc doar de pe urma apei de ploaie, fără să încerce să facă fântâni. Și noi ne gândim să folosim toate resursele care ni le dă mediul în care ne stabilim. În primul rând, apa de ploaie, mă rog, plantele, se fac foarte multe ciuperci în pădure, anul trecut saci întregi de ciuperci am cules. E foarte important să se meargă pe folosirea resurselor naturale într-o comunitate de genul ăsta. Explică-ne puțin ce instalație se va face aici. Da, deci aici zona asta care e delimitată de șanțul ăsta va fi o zonă în care se vor stoca toate resturile vegetale din pădure în urma curățirii pădurii și a copacilor de crengi, a curățirii ierbii și așa mai departe. Absolut toate resturile vegetale le vom stoca aici și asta va fi o zonă de unde se va extrage în urma compostării biogaz. Care biogaz îl vom folosi pentru încălzire, pentru apă caldă și așa mai departe la casa comunitară. Cum încercați să rezolvați problema igienei corporale și toaletele? Da. Deci noi am realizat și înainte acolo o improvizație de duș. Dar, pe urmă, când am avut mai multă forță de muncă, deci mai mulți oameni care ne-au ajutat, ne-am gândit să facem un grup sanitar aici. Aici sunt două toalete ecologice care funcționează pe bază de rumeguș, care ulterior va fi folosit la compost, la fel, pentru grădină de data asta. În partea cealaltă sunt cele două toalete și aici sunt două dușuri, cu două recipiente de culoare închisă care să absoarbă căldura și lumina, să încălzesc apa și dacă vrei, eventual se poate și vedea exact în ce constau. Deci aici au partea de jos unde se scurge apa, tot este așa o zonă doar cu pietriș, pe unde se scurge apa și există un canal, un tub care o conduce încolo către zona de drenaj și aici este dușul care e conectat la recipientul de sus. E caldă apa? E foarte caldă, punem mâna. Stai că acum asta nu curge. La început a fost foarte caldă. Deci pentru căldura de afară de 40 de grade e chiar super ok. Acum a umplut Marius, acum o oră a umplut recipient. Bun, și alături sunt toalete ecologice. Și în partea cealaltă, dar încă nu sunt montate, însă constau dintr-o ladă de lemn. Aha. Deci se vor face din lemn. În interior, deci va fi ca un fel de laviță de lemn cu o gaură unde se va instala un colac din ăsta normal de WC-ul, de silicon sau, mă rog, de care vom găsi. Și de desubt e o găleată mare în care se acumulează și se pune rumeguș după fiecare folosință. Deci se folosește, se pune rumeguș, iar se folosește după ce se umple. Ultimul care o umple o duce la compost. Sunt câteva zone de compost. Nu miroase deloc. Mai mult miros celelalte de la
canalizare. Uh-huh. Deci asta absolut deloc nu miroase, nu atrage muște. Uh-huh. Uh-huh. Sunt foarte, foarte igienice. Cum va fi cu dușurile iarna? Toamna, deci noi de aceea ne grăbim să terminăm casa asta socială, comunitară, unde vom avea în interior baie. Deci o baie în interior, care tot așa, apa menajeră va fi dusă într-o zonă unde vom avea un mic bazin de epurare a apei menajere, care va fi doar de la dușuri și de la bucătărie. Nu va fi de la toalete, că la toalete doar cu rumeguș. Cum veți epura apa folosită, apa gri? Vom planta plante care se hrănesc cu... Mm-hmm. Ceea ce murdărește apa și o aduc din nou în starea de a fi folosită ca apă, mă rog, nu de băut, dar apă la bucătărie, la baie, de spălat. Acum ce se întâmplă cu ea aici, efectiv? Ea curge? Acum curge încolo, deocamdată se pierde, deci deocamdată nu e dirijată, că n-am terminat, dar va fi condusă la un șanț care va strânge toată apa menajeră într-un mic bazin unde se vor planta plantele despre care vorbeam, care o epurează, care o curăță. Suntem în faza inițială cu toate utilitățile astea și pornim așa cu ele în ritmul, pe scara valorică cei mai important și pe urmă mergem așa în detaliu. Ce ne poți spune despre partea de grădinărit? Așa, deci capitolul grădinărit și l-a asumat Marius, membru comunității noastre. El e pasionat de grădinărit, dar cum suntem puțini, nu se poate ocupa strict de grădină. Bineînțeles că l-ajutăm și noi, dar el este cel care coordonează partea de grădinărit. A construit solarul ăsta în primăvară. Imediat după ce l-a construit, la câteva zile a venit o furtună și l-a pus la pământ complet, după care l-au reconstruit din nou și am plantat răsaduri aici în principal și, mă rog, ceea ce el știe, că el și studiază și permacultura, dar deocamdată noi n-am putut să ne ținem strict de tehnica de permacultură, pentru că așa a fost conjunctura, având multe de făcut și la permacultură trebuie să faci pat vegetal din timp și așa mai departe. Am combinat conceptul de permacultură cu grădina care o cunoaște toată lumea și în final a ieșit o grădină, un solar, mai avem cultivat în partea cealaltă și aici sus cartofi, ardei, roșii. Apa, având în vedere că trebuie scoasă cu găleata, s-au dat cât s-a putut grădina, dar vrem pe viitor să facem bazine de acumulare lângă puțurile de apă, în care cu un sistem de energie eoliană, de așa, un proiect mic pentru energie eoliană, să se scoată ritmic apă din puț și să se acumuleze în bazinul respectiv de acumulare, din care se vor trage tuburi la grădină și unde este nevoie. Deci, aici avem de gând să începem un proiect care constă din designul unei grădini sub forma unei flori, a cărei petale vor fi cultivate cu legume și flori în combinație, conform tehnicii de permacultură, iar în mijloc, în centru, va fi un lac artificial. Mm-hmm. Ce aveți de gând să faceți în pădure? Pădure avem de gând să o curățăm toată, inclusiv copacii, să fie tăiate ramurile până așa cum se curăță în general un copac ca să poată să crească puternic și înalt. Iar în luminișuri vom amenaja ateliere de mici meșteșuguri, cum ar fi de genul tâmplărie sau lucru cu lemnul, fierărie, ateliere, de exemplu, avem de gând să aducem un război de țesut, de țesătorie, de mici ferme de animale, de capre. Iar aici avem de gând să proiectăm în zona aceasta, în jos,
un mic centru de echitație și o mică fermă cu animale în miniatură pentru copii, ca să poată ei să se interrelaționeze fără probleme cu fiecare animal și să-l cunoască așa de aproape. Ne poți spune câte ceva despre aprovizionarea cu apă? Da, deci am reușit în primăvara asta, în final, să aducem o foreză care să foreze la adâncime relativ mare pentru a avea 3 puțuri cu apă. Deci avem acum la ora actuală 3 puțuri cu apă. Acesta lângă care suntem este forat până la, am impresia, 11 metri, dar nu sunt sigură. Ceva în jur de 11 metri și are apă în el, în general, acum tocmai am scos, că am umplut dușurile, am umplut rezervorul ăsta, am umplut recipientele pentru consum, dar oricum are în jur de 4 metri aici apă, în permanență. Sus mai este un puț asemănător săpat până la 30 de metri, are în jur de 10 metri apă acela în el. Iar cel de jos este forat la 25 de metri și are tot așa în jur de 6 metri apă în el. Și avem de gând, acum după ce am adus foreza, am cunoscut un băiat din zonă, nu chiar din zonă, puțin mai departe, care sapă la mână fântâni și le amenajează la un preț rezonabil. Și avem de gând cine dorește, deci noi asigurăm de aici apă, însă cine dorește, aici vom avea aferent bazine de acumulare, cum am amintit, unde va exista tot timpul apă. Dar avem de gând cine dorește să aibă lângă căsuța pe care și-o va construi, să îi se sape o fântână, să aibă propria fântână. Apă este în zonă suficientă. Nu e problema asta. Problema e găsită persoana care să știe să o caute. Am înțeles că aici este, printre altele, zonă rezidențială sau preponderent rezidențială. Da, aici este deja zona rezidențială, unde deja s-a instalat unul dintre comunitari, Paul, cu prietena lui, Claudia, și au început să-și amenajeze spațiul. Deci aici este amenajat pentru timp de vară și a făcut și ei un duș cu recipient pentru încălzire la apei la soare. Acolo au toaletă. Mai jos au un foișor unde au 2 paturi suprapuse. La intrarea între cei doi copaci unde se vede pietrișul, se merge la zona unde își vor ridica căsuța, la care au început deja să lucreze. Au săpat să amenajeze o pivniță cu saci de pământ construită. Aproximativ câte case ar urma să se construiască? Păi, având în vedere că nu avem deocamdată comasat prea mult teren, la început noi ne-am gândit la în jur de 40 de familii, după care vom extinde zona, vom comasa mai multe terenuri. Și într-un bun final se va ajunge la 100 de persoane, după care, dacă va fi cazul, vom vedea dacă este sustenabil sau nu, se va ajunge până la maxim 400 de persoane. Deci nu se va depăși 400 de persoane. În orice caz va fi între 100 și 400. De preferat ne-am gândit să nu fie foarte mult, foarte mare, eventual să se extindă în alte zone. Da, ce ar urma să se construiască aici? Deci comunitatea noastră va fi reprezentată în principal de un centru de recuperare de sănătate pe bază de terapii holistice. Practic în jurul acestui centru va gravita toate activitățile, vor gravita toate activitățile și toată comunitatea. Pentru că am remarcat că cei care ne-am adunat până acum suntem cu înclinație spre a studia terapiile holistice. Și atunci am zis: bun, asta este ceea ce va reprezenta această comunitate. În general, o comunitate ecologică are o anumită personalitate. Fiecare comunitate este reprezentată prin ceva, în mod special.
Bine, au activități de sustenabilitate în diferite domenii, dar au ceva cu preponderență, cu care se remarcă. Unii în permacultură, alții în construcții de lemn, alții în, de exemplu, în cazul nostru, terapii holistice și așa mai departe. Așa că proiectul principal al nostru este, după terminarea casei sociale, este edificarea unei clădiri în care se vor pune la dispoziție cabinete de terapie holistică. A fost proiectat inițial în partea aceea, pe coama dealului, cum ar veni, însă încă nu am decis exact unde îl vom amplasa. E posibil să fie în spatele acestui rând de copaci, cu fața încolo, dar va fi de formă rotundă, pentru că la noi se va merge mult pe rotund, la noi, la construcțiile noastre în comunitate. Cum deciziile de amplasare sau de efectuarea unui proiect se vor lua împreună cu toți comunitarii, încă nu am decis și nici nu ne-am gândit să luăm o decizie împreună unde îl vom amplasa. Însă, imediat ce vom avea pe agenda proiectul ăsta, vom gândi împreună unde să-l amplasăm.